Vă salut, dragi columbofili! Bine ați revenit în voliera Columbofil Junior. Astăzi o să facem un video în care o să vă prezint perechea de Rostov Negri puișor de 2017. Cine îmi urmărește canalul, povesteam eu în videourile trecute că o să revenim cu video cu acești puișori în care ei o să arate mult mai bine. Iată, am venit cu un videoul. Puișorii încep să-și refacă încălțătura și să fie cât mai frumoși, să se maturizeze puțin. O să pun pe pauză să merg să... și o să merg să iau și perechea de Rostov roșii, să vă prezint și pe aceea. Să vedem ea cum s-a... puișorii, cum s-au mai făcut între timp. Am adus, așa cum v-am promis, și perechea de Rostov roșii. Să o putem vedea și pe ea cum arată. Ia câte că se bat. Ia uitați, aici avem masculul de Rostov roșu și femela. Ia uitați ce puișori frumoși de Rostov avem. Ia uitați și încălțătură. Ce încălțătură au puișorii noștri. Ia uitați-i. Ia uitați masculul și femela. Și femela foarte frumoasă și ea. Ia uitați și încălțătura. Ce încălțătura are și femela. O să mergem să luăm și perechea de Rostov alb, tot de 2017, să vă prezint și pe aceea. Am adus și perechea albă de Rostov de 2017. Ia uitați-vă ce încălțături au puișorii. Avem femela și masculul. Ia uitați, puteți observa ce încălțătură frumoasă și-au făcut puișorii noștri. Ia uitați, așa se poate observa încălțătura mai bine. Ia uitați. O să mergem acum să aducem și perechea de Rostov argintie. Să putem vedea ce încălțătură are și aceea. Imediat o să pun eu pe pauză, să merg să aduc și perechea de Rostov argintie. Aici am adus și perechea de Rostov argintie. Aici avem femela. Ia uita și încălțătură. Are și această femelă. Și mai sus avem masculul. Ia uitați ce puișor de Rostov argintii avem la voliera Columbofil Junior. Puișor de 2017. Tot am vrut să-i las doar pe cei doi puișori. Văd că Rostovul negru nu vrea să plece. Să încercăm mai puțin. Ok, a zburat și masculul. Ia uitați-l. Masculul de Rostov argintiu. O să-i punem și femela. Ia uitați. Ce puișori avem. Acesta a fost videoul.
de la voliera Columbofil Junior. Sper să vă placă acest video. O să revenim cu un alt video în care o să prezentăm și alte rase de porumbei. Până data viitoare, vă salut și vă urez toate cele bune!